Individul aștepta în cabină, privind îngrijorat prin peretele de sticlă. Mai erau 30 de secunde. Dacă cineva ar fi dorit să o folosească în acest interval, telefonul public ar fi simulat o convorbire ridicând receptorul și apăsând în același timp pe furcă pentru a nu bloca aparatul. Individul își consultă încă o dată ceasul. În același timp, telefonul emise câteva semnale scurte, bile sonore captate în cușca de sticlă. Cum stăm? Au pus mâna pe el, femeia cu puștiul. Individul își lipise gura de microfon. Buzele se mișcau moi, informe, pe grătarul de metal. Unde sunt? La moșu. Aha, ce să fac? Dă o mână de ajutor. Știi cum? Bănuiesc, hmm, raționamentul dumneavoastră. Sunt bătrân, singur, aparent fără vicii, duc o existență mizerabilă de cârtiță. Vă întrebați de ce m-am ambalat în treaba asta? Da, șopti Minerva, e de neînțeles. În timpul războiului am căzut prizonier, chipul i se chirci. De atunci cred în infern, crăpam de foame eu și ceilalți. Doar împrejurările ne-au împiedicat să nu devenim antropofagi. Împrejurările și poate hm, încă ceva, un soi de demnitate. Era oare demnitate sentimentul acela tulbure? Inconștient, care năștea în noi o rezistență surdă? Căci asta voiau să ne aducă la starea primară, animalică a firii, la startul de acum multe milenii, al omului abia ridicat în picioare, să ne trezească toate instinctele în jositoare, mai bine zis să le reanime. Și, zău, nu e greu, râse. <hângh> nu e greu deloc. Foamea te transformă într-o bestie. Foamea stimulată inteligent de câteva înghițituri zilnice, că trebuia evitată narcoza inaniției totale. Mă întrebam atunci, mă întreb și azi, ce urmăreau de fapt? Asigurarea unei depline securități din partea noastră? Absurd! Cu o singură mitralieră ți la respect sute de oameni. Atunci ce? Studiu cinic al reacțiilor umane în circumstanțele date? Moarte lentă, sadică, de dragul sadismului? Mi-aduc aminte că după împrejmuirea de sârmă ghimpată, creștea un măr. Ne despărțeau de el câțiva metri, de fapt. Absolutul. Hmm, libertatea, ca și moartea, erau pentru noi noțiune absolute. Oftă. Da, da, văd încă limpe de fructele acelea mici cu coaja groasă gălbuie. Poate că Adam, când a mușcat din mări, era fometat. Mă întreb câți ar fi pregetat atunci să ucidă. Hm. să ucidă în schimb unei poame chircite. Oameni, omenie. Hm. vax. Toată biblioteca din Alexandria, după care de secole bocesc generații întregi, nu făcea cât o bucată de mămăligă. Atunci am înțeles prima oară că așa zisul criteriu valoric e fatal dependent împrejurărilor. Dar asta e altă poveste. Am ieșit de acolo traumatizat psihic. O lăcomie dementă, irațională, generată de spaimă. Să am, să adun, să nu mi se mai întâmple. Și niciodată nu era de ajuns. De fapt, de ce vă spun toate lucrurile astea? Da, hm, despre ce vorbeam? Ați acceptat propunerea? Da, mi-a dat apoi dispoziții de ordin tehnic, cum luăm legătura, unde predau marfa, etc. Am înțeles repede că dacă, hm, dacă va fi să cad, voi cădea singur. Era clar că voia să rămână în umbră iar combinația fusese preconizată de așa manieră, încă lucru s-a dovedit posibil. Omul acesta a intrat de cinci ani în viața mea. Uneori îl visez, hm, coșmaruri stupide, straie fără chip, ca în vels, dar habar n-am cine e și cum arată. Ești știu doar glasul. Situația nu v-a îngrijorat. De ce? Un astfel de partener îți inspiră încredere. Și apoi, cu ce m-aș fi ales? Hmm. Dacă în loc de unu în boxă am fi luat loc doi. Totuși ați încercat să-i descoperiți identitatea. Hmm, duduie, asta se numește curiozitate. Nu mă interesa identitatea lui. Nume, prenume, profesiune, hm stare civilă. Voi am să-i văd doar chipul. Deveni o obsesie, o necesitate vitală căreia nu mă mai puteam opune. E absurd, dar dacă stai și te gândești bine, omul ăsta hmm, devenise ființa cea mai apropiată. De câte cutii oarbe dispuneați? Patru. Cea din știrbei vodă, cimitirul Ghencea alea nouă, monumentul Costăchescu, o alta la lacul Herăstrău și, în sfârșit, grădinița bisericii din strada Olari. Când aveam să-i comunic ceva, lipeam o etichetă pe un stâlp dinainte fixat, în preajma facultăților de drept, medicină, ori politehnică. În aceeași zi, primeam un telefon. Dacă depuneam banii și actele într-un anumit loc, instrucțiunile și diploma confecționată, le ridicam obligatoriu din altă parte. Cum erați remunerat? Necunoscutul, hmm, e un tip corect. Înțeleg prin aceasta că împărțea banii în mod echitabil. O pream jumătate din sumele predate de, hm, viitorii ingineri, râse. În privința asta avea încredere în mine. Cine vă supraveghea? O colica s-a în fugă, stropind pereții din belșug cu un lichid incolor, fără miros, scurs dintr-o butelie plată de metal. Se opri sub fereastră. Silueta locotenentului Dobrescu, întors cu fața spre interior, sprijinindu-se de pervaz, tăia priveliștea. Individul ridică piedica armei. Hm, un fel de uriaș, răspunse după câteva clipe de gândire profesorul. Înalt, extrem de voinic, acum iarna poartă un soi de canadiană îmblănită. Știți, hmm, cum aveau soldații americani în cinci. Se află tot timpul în preajma mea. Din când în când primesc câte un telefon, dar nu răspunde nimeni, ca și cum mi-ar lua temperatura. Numărul de telefon 1719 vă spune ceva? Bătrânul se gândi câteva clipe. Nu-mi dau seama. O fi al unuia dintre hmm, inginerii mei, râse. Lista e lungă. Dumneavoastră erați 14-a. V-ați fi închipuit? Se ridică, îndreptându-se spre cealaltă extremitate a odăii. Doamne sfinte! Se sperie Minerva. 14 pseudo-specialiști care își plătesc tributul dând informații. Dar n-a avut timp să-și isprăvească gândul. Individul văzu groaza așternându-se pe chipul profesorului, ochii ca cenușa, fără strălucire, nu se puteau desprinde de orificiul mic, rotund, al revolverului, un spasm ca o tresărire și, înainte de a apăsa pe trăgaci, bătrânul, căutându-și echilibrul cu brațele, se rostogoli fulgerat pe parchet. Individul scoase bricheta din buzunar și o aruncă aprinsă. O vâlvă taie lungă, roșie, Izbucniu în sus ca un șarpe, început să alerge din răs Minerva sări în picioare. Ce-a fost asta? Un atac de acord? De ce? Profesorul privise pe fereastră. Cu o lovitură scurtă, sparse geamul. Văzu silueta înaltă, dispărând spre capătul străzii, scrâșni printre dinți. – Dobrescu, iată după el! – adăugă cu căldură. – Să fii atent! Locotenentul escaladă geamul, îndepărtându-se în goană. Minerva se întoarse spre bătrânul prăbușit. Un miros iute, înnecăcios, o țintui locului. Casa bătrânului ardea ca o torță. Capitolul 18. Meci cu moartea Locotenentul se opri derutat. rutat. Aleea, blocată de o clădire înaltă, se bifurca pe cealaltă latură în două străzi lungi și înguste. Îi simți palmele transpirate. Încotro o ia. Asasinul reușise să dispară. Nu putea fi prea departe, dar orice clipă era în avantajul lui, îl ajuta să se îndepărteze. Stătea gâfâind în mijlocul străzii, privind de jur împrejur. O fetiță de vreo zece ani, în palton albastru, cu o coardă în mână, îi zâmbi, arătând cu degetul undeva după colț. Începu să alerge. Aerul devenise irespirabil. Pe fereastră se zăreau flăcările, niște limbi uriașe din ce în ce mai înalte, prinzând zidurile casei într-o cușcă de foc. Se îndrepta spre bibliotecă, nu spre ușă își repeta Minerva, recapitulând ultimele clipe ale bătrânului. Trebuia să găsească lista celor 14 ingineri falși, gândul că flăcările vor mistui în câteva minute hârtia, carnetul ori agenda în care erau trecuți, o nebunea. Câteva minute și cei 14 se vor scufunda în necunoscut, în neantul plin de spaime al unei întinse rețele de spionaj și și-o reproșa amarnic că cera primul lucru pe care trebuia să-l obțină de la profesor. Focul intră în odaie, prinzând hulpav perdelele, husele pline de praf. Cu ochii roșii, înnecându-se, Minerva nu băga de seamă, trăgea disperată de sertare, răsturnând vesela și rufăria, cotrobăind printre scrisori și chitanțe vechi, căutând în spatele tablourilor, sub cartoanele prinse în pioneze. Brusc, ușa de pe coridor se deschise și apăru femeia. Locotenentul îl ajunse din urmă câteva străzi mai departe. Omul se întoarse brusc, încovoiat, cu mâinile îndepărtate de trup. Avea o siluetă uriașă, cu umeri masivi, astupând cerul, pumnul greu ca un baros, ținti obrazul lui Dobrescu. Acesta eschivă la timp și îi prinse brațul într-o figură de judo. Se auzi osul scrâșnind, dar individul scăpă din încleștare, brațul atârna inert lângă trup, locotenentul privi în lungul străzii, o fracțiune de secundă, primi o lovitură la rădăcina capului și căzu în genunchi, n-avea aer. Chipul femeii era palid, dar calm. Îi strângea la gât o haină lungă, neagră, privind-o pe Minerva cu o curiozitate stranie. Părea să nu observe focul, încercând să astâmpere flăcările care îi se agățau de umeri, de pulpanele hainei amețită de fum, Minerva strigă gătuit. Fugi, pleacă, fugi, ai să arzi! Un surâs palid flutură pe chipul straniu. Femeia își clătină capul și întinse mâinile înainte, ca și cum ar fi vrut să prindă vâlvătaia. De departe se auzea alarma pompierilor. Minerva continua să caute. Dobrescu se ridică, își simțea picioarele moi, îl văzu pe asasin dispărând la capătul străzii. O stradă pustie! Cum pot fi străzile atât de pustii? Amețit, locotenentul încercă să alerge. Odădu la o parte strigând, așa îi se păru căci nu-și auzi glasul. Nauzi, auzi pleacă, pleacă odată! Se sprijinea de pereți, căci din cauza fumului dens și opac nu mai vedea nimic. Ajunse greu în biroul profesorului. În prag se împiedică și căzu. Se târâ până la masă gâfâind. Îi era teamă să nu-și piardă cunoștința. Gura îi era uscată, arsă, parcă umplută cu jăratic. Deșertă sertarul mesei, hârtiile se aprinseră. Cu ultimele speranțe, doborâde de pe piedestal bustului Voltaire. Gol. Doi tineri mergeau agale cu mâinile în buzunare, loveau pietricelele din mers, proiectându-le spre bordura trotuarului. Priviră curioș omul cu braț țeapă în care fugea, apoi pe celălalt venind din urmă cu pași dezordonați, scăpați de sub control ridicase mâinile făcând semne disperate, striga ceva nedeslușit. Tinerii se întoarseră. Ce cu ăștia, domle? Ha, barnam și întinse piciorul de-a curmezișul. Împiedicat, asasinul căzu cu un geamăt peste brațul luxat. Făcu câteva încercări să se ridice, apoi renunță. Dobrescu se apropie gâfâind. Mulțam, fraților!" Căuta printre cărțile din bibliotecă, le-a la jos, vrând parcă să alimenteze focul. Auzi ceva, un urlet în spate, dar nu se întoarse. Cineva îi puse mâna pe umăr. Pleacă, femeie, pleacă! Ți-am spus să pleci! Dar un braț puternic o răsuci. Desluși prin fumul gros un bărbat solid în uniformă de pompier. Mustața neagră îi dădea un aer teribil de poilu. Omul răcni din toate puterile. Hai cu coană, cade casa pe dumneata! Salvați femeia și bătrânul! N-avea grijă! Minerva nu-l mai auzi. Scoase o exclamație, un chiot de bucurie. Sus, pe ultimul raft, se afla un sul de hârtie. Văzu primul nume, Maria Dumitrescu. Îl apucă crispată și se prăbuși. Omul își făcu drum printre flăcări, ținând-o în brațe. Obrazul Minervei, fierbinte, se lipide de nasturii de metal cu un suspin nedeslușit. Aprigă femeie, îngână pompierul uluit. Capitolul 19. Capcana Aproape alergând, Necula ajunse femeia din urmă. Era încă tânără, cu picioare lungi, nervoase. De umăr îi atârna poșeta deschisă. Se vedeau niște bani, o batistă, rujul. La o jumătate de metru în spate, Necula, cu degetele transpirate, lăsă să alunece înăuntru biletul. Femeia întoarse capul. Necula zâmbi echivoc și traversă strada. Se înfundă într-o alee îngustă cu imobile elegante. De un gard atârna cutia de scrisori din tabla albastră. Privind circumspect în jur, aruncă al doilea bilet și se îndepărtă. Traducătorul se întrerupse din bătut la jumătatea paginii, luă o țigară și întinse mâna după cutia de chibrituri, o scutură din obișnuință. Găsi un singur băț care nu se aprinse, traversă holul și intră în odaia lui Necula. Îl izbi mirosul închis, dulceag. Aprinse lumina și zări pe toaletă cutia de chibrituri pentru menaj. Luă un pum de bețe. Sub o balerină din porțelan ieftin îi atraseră atenția niște pătrate de hârtie tăiate atent și economic de meticulosul Necula, printre ele foi de indigo de aceleași dimensiuni. Răsfoindu-le, observă urme lăsate de apăsarea creionului pe una din foițe. Ridică hârtia violet, apropiind-o de oglindă. Descifră primele cuvinte, zâmbind disprețuitor. Necula se trezi pe neașteptate cu sentimentul acut că se află în primejdie. Își șterse cu mâneca pijamalei sudoarea rece de pe frunte, încercând să audă altceva decât bătăile inimii. Decifră greu ora pe cadranul fosforescent. Trei, fără douăzeci, plină noapte. Avea certitudinea că un zgomot, un zgomot deosebit, special, altceva decât o frână, o țavă de eșapament ori un papuc trântit la etajul superior, îi întrerupsese somnul. Crezu că au de mișcare pe hol și se apropie în picioarele goale de ușă. Nu, de asta dată nu erau nervii, se auzeau pași, pașii furișați ai cuiva care se ascunde, care bâșbuie în întuneric. Altceva decât menajamentele firești ale lui Luca, dincă, ori ale lui când se întorceau târzii în noapte. Crăpă ușor ușa. Ochii deprinși cu întunericul scotociră ungherele holului. Dinspre bucătărie tremura o geană de lumină. Se apropie tiptil, hoțește, cu degetele încleștate pe piepții pijamalei. Ușa era deschisă de un lat de mână. Recunoscut din spate silueta lui Dincă și vrusă să râdă mai mult ușurat decât bine dispus. Dar hohotul se înnecă în gâtlej. Dincă își întoarse fața, mâinile îi erau murdare de ceva roșu, vâscos. Sânge! se înfioră necula, chipul descompus și cenușiu. Era oribil. Minerva se așeză în fotoliul din spatele biroului, încercând să-și ascundă tremurul genunchilor. Simțea o amețeală ușoară, ochii erau fierbinți, uscați din cauza febrei. Negri și lucioși de obicei, acum străluceau ca două faruri. Privi în lungul încăperii, peste capul lui Dobrescu. Aș bea o cafea foarte amară și să fie adus individul. Închise ochii, apăsându-i puternic cu degetele reci. O băuțin în ceașca cu amândouă mâinile, căci îi tremurau prea tare. Bănuia că n-are temperatură, dar faptul în sine, cel puțin pentru moment, nu o tulbura, căci febra o stimulase totdeauna, acționând ca un excitant. Individul stătea în fața ei cu podul palmelor proptite pe genunchi. Trupul uriaș, zămislit parcă după alte șabloane decât cele obișnuite, avea tresăriri scurte și ciudate, fără niciun corespondent pe chipul inexpresiv. Minerva-i păsarea un soi de resemnare fatalistă față de consecințele preconizate și acceptate de mult. Anchetarea lui, după consemnarea convențională a datelor de stare civilă, Gheorghe Anton, 41 de ani, fără ocupație, antecedente penale, domiciliat în București, Calea Rahovei 145, se anunța ușoară. Un individ obtuz, un ghem de instincte, fără rațiune. Bruta din fața ei, reflecta Minerva, avusese un singur merit, acela de a nu fi gândit singur, de a fi respectat neabătut regulile impuse de celălalt. Cum te-a racolat? Mi-a telefonat la un vecin din curte. Acum patru luni, știa multe. Zicea că m-a cunoscut. Se întrerupse privind-o pieziș pe sub fruntea încrețită. Unde la penitenciar? Râse parcă ușurat de intervenția Minervei. La penitenciar, Oamenii spun multe pe acolo. Povestesc și ei ce să facă. Dar șeful nu e din trăia. De unde știi? E prea șmecher ca să fi stat la pripon. L-ai văzut vreodată? Niciodată. Minerva oftă imperceptibil. Pusese întrebarea într-o doară. Știa că necunoscutul omul care imaginase povestea asta halucinantă e prea deștept pentru a se da pe mâna lui Gheorghe Anton. Nu riscase nici măcar cu profesorul, a cărui colaborare pe planul inteligențelor ar fi fost, desigur, fructuoasă, și totuși, pe undeva inconștient, sclipise scurt un licăr de speranță. Încercă să-și îndrepte spatele, se simțea slăbită din ce în ce mai slăbită. Pe scurt, ți-a oferit o anumită sumă de bani pentru fiecare victimă. Cât? Nu ca să-i ucid, mormăi Anton. Dar pentru ce? Așa, să-i urmăresc. Două mii. Minerva se înfioră. Doamne sfinte, două mii de lei viața unui om. Două mii! Cât o jumătate de televizor, cât un costum de stofă oarecare. Uite, Anton Gheorghe, eu zic că e mai bine să lași bali vernele. Vă spui că nu i-am omorât. Și lua atitudinea clasică a infractorilor fără stil, însă trecuți prin școala Văcăreștiului. Doar dacă o să mă obliga să recunosc. E simplu, nu-i așa? Ci în capul tău. Mă duc pe urmă în instanță și îi dau cu gura să vedeți, domnule președinte, m-au bătut aia de la poliție ori de la securitate și a trebuit să recunosc. Mi-au sfărâmat oasele. Păi dacă nu i-am omorât eu? Zău? Pe păi profesor a încercat să-l azi în fața mea, numai că inima lui bolnavă ți-a jucat un renghi. Hai să zic că păsta. admise. Dar pe ceilalți? Care îi De mi puneți în cârcă, inginerii sau ce fi fost și fufele alea două inginere așa șailanta tânăra. Ce dobitoc! Iar omul din umbră știa asta și nu risca nimic, căci Anton reprezenta doar o unealtă, o unealtă oarbă ignorând mâna care operează, iar realitatea faptele demonstrau că celălalt raționase bine. Hm, celălalt, dușmanul meu intim." Cine spune așa? Parcă Romel despre Montgomery. Ori poate altcineva? Bat câmpii." De unde știi câte au fost și cine sunt victimele?" Păi dacă le-am urmărit?" Asta era, căută un termen adecvat, misiunea mea." Și cine i-a omorât?" Nu pot să știu. Știu, în schimb, cei care te-au văzut. Urmează și confruntarea, n-avea grijă." Prima victimă a fost inginerul Pascu. L-ai urmărit de acasă. După ce l-ai împușcat, a intrat în restaurantul Clu și ai dispărut prin curtea din spate, escalat în fereastra de la toaletă. Te-au văzut chelnerii și ți-au reținut statura. Peste câteva minute or să fie aici. Anton se foi pe scaun, lemnul pârâi sub greutate. nu știu eu ăla. A urmat Mihăilă și pe el l-ai urmărit din momentul în care și-a părăsit locuința. Ai văzut că aruncă o scrisoare la cutia poștală de pe Vâlcei. Peste două minute lichida îi dispărând în întuneric, nu prea departe. De la un telefon public ai comunica șefului rezultatul și ai primit dispoziție să dai făcutiei poștale. La ce număr ai sunat? Minerva, desigur, improvizase, dar cântărind posibilitățile intelectuale ale ucigașului, era convinsă că ideea incendierii cutiei de scrisori nu-i aparținea. Cum între momentul asasinatului și al incendiului se scursese foarte puțin timp, se putea deduce că legătura dintre criminal și autorul moral fusese luată telefonic. Necunoscutul nu avusese cum să prevadă incidentul cu scrisoarea, dar era limpede că îi fusese teamă de conținutul ei. Nu știu despre ce vorbiți. Atitudinea era nesigură, stânjenită. În mod evident, Anton continua să nege în virtutea inerției, fără să-și facă totuși iluzii. Preceptele bătrânilor pușcăriași sunt clare. La anchetă nu știu și pace, pormă vezi ce poate avocatul. Asta făcea parte din abecedarul penitenciarelor. Minerva și umplu un pahar cu apă, ar fi băut la nesfârșit sau mai bine, s-ar fi aruncat într o cadă cu apă limpede și rece ca gheața. Când te-ai dus la Maria Dumitrescu, era deja moartă, se sinucisese, frică. Poate un ultim licăr de conștiință. După aceea am sosit eu, te ai ascuns raționă o clipă. Da, te-ai ascuns după draperie. Ai părăsit apartamentul ulterior, profitând de scurta mea absență. Degetul ai furat pentru că-ți plăcuse jucăria. De asta dată uimirea sticlii în ochii lui Anton, că scase gura uitându-se la Minerva cu o stupefacție tâmpă, ținând de supranatural aceasta reloc cu blândețe. Hai, omule, nu mă fă să pierd timpul. Dă-i drumul sau cum se spune pe la voi, ci ripește. Păi ce să vă mai spun? așa e cum ziceți dumneavoastră. De fiecare căciulă umflam două bătrâne. Eram pe de fără un sfanț. Nimeni nu mă primea la lucru când s afla cine sunt și pe unde fui. Se simțea prea rău ca să-i mai demonstreze că minte. Din contră, conducătorii de întreprindere au obligația legală să angajeze foștii infractori, tocmai pentru a nu împinge din nou, prin constrângere economică, la furt, crimă, tâlhării. Cum primei dispozițiile?" La telefon, zicea, ei urma tare stă în strada cutare. O zi două mă lăsa așa să-i pipăi, după aia abia banii mi-i trimitea un poștă. Cu profesorul cum ați procedat? Păi ca și cu ai la alți. Oare? Dacă reușea să se strecoare nestingherii, trebuia să-l lași să dispară. Dar nu reușise. V-am văzut când l-a spriponit. La zece trebuia să-i aștept telefonul. ca așa neînțelesesem când ieșam pe teren. La oră fixă mă sună la o cabină publică hotărâtă de înainte. Zic, l-au prins, zice, știi ce ai de făcut. Numai că am ierlit-o singur. N-am ierlit-o. Minerva apăsă pe sonerie. Anton fuscoz din birou. Ușa se deschise încet. Rămase nemișcată și întrebă fără să-și ridice privirea. Ce-i Dobrescu? Vă simțiți rău? De, băiete, am puțin guturai, fă rost de un calmant torce. E Vlase, doctorul, alături. Stă de vorbă cu procurorul Ștefănescu, poate vă dă el ceva. Vlase? Se miră Minerva. Da, a venit cu un raport, adăugă nesigur. I-am convocat și pe ceilalți trei, din Luca și Necula. Credeam că aveți nevoie de ei. De ce băiete? Pentru confruntare. De altfel, dumneavoastră mi-ați atras atenția că azi încheiem bilanțul. Așa ți-am spus? A, atunci să-i intre. Luare loc împreună, pe trei scaune alăturate, Necula vădit îngrijorat, clipind mai des, mai mărunt, din ochii bolnavi de conjunctivită, Luca încercând eroic să-și ascundă neliniștea sub o poză de detașare filozofică, dincă mereu tern, zâmbind resemnat, cu o nuanță imperceptibilă de ironie. Figurantul, socotind strategic și oportun să se indigneze, izbucni pițigăiat. E ora unu noaptea, sunt un cetățean pașnic, consider un abuz. minerva Minerval măsură scurt. Stai jos, necula. Dezumflat, tăcu și ochii iscoditor în jur. Obrajii tresăreau ritmic ca acționați de o pompă. Vlase, cu eterna trusă neagră în mână, se apropie de biroul Minervei. Șopti îngrijorat. Să vă dau un calmant? Minerva îl privi lung, încețoșat. Da, cred că îmi puteți da. În fundul biroului, Dobrescu și procurorul discutau încet. Ștefănescu gesticula cu aerul cuiva căruia îi se relatează lucruri imposibile. Pe chipul locotenentului aluneca un zâmbet fugar. Colaboratorul meu s-a cam grăbit convocându-vă asta seară, spuse Minerva. De fapt, asta noapte. Să lăsăm pe mâine, interveni procurorul susținut de Vlase cu argumente profesionale. Minerva își scutură capul cu mișcarea aceea ei, caracteristică. To suntem aici, nu va dura mult. Coordonatele mari ale problemei le cunoașteți. N-are sens să recapitulez. Poate sumar." Își plimbă privirea, cuprinzându-i pe toți cei de față. O idee genială exploatată extrem de abil. Un om cu multă răbdare, și piesa se joacă în două acte. Primo tempo, Racolarea candidaților la fals prin intermediul unui psihopat atins de fobia foamei. Oamenii trebuie să fie capabili în stare să facă față problemelor de producție ori cercetare, apsi de avansare și mai ales lipsiți de scrupule. Secundo tempo. La un interval de câțiva ani, șantajarea posesorilor de diplome măsluite. Da, calificarea certificată de documentele false vizează sectoare cheie din industrie, Ceea ce asigură pseudo-inginerilor angajarea în posturi corespunzătoare. Activitatea ocultă desfășurată pe câțiva ani are un rezultat mănos. Un număr de falși specialiști împânzește țara. Informațiile încep să curgă, dar sunt oameni și oameni. Unii se răzvrătesc. Dacă au acceptat să beneficieze de o situație falsă, nu sunt însă de acord să-și trădeze. Teamă de consecință, grave în materie de spionaj, poate glasul întunecat al conștiinței. Mă refer la Pascu, la Mihailă, la Maria Dumitrescu. Se opri. Liniștea era atât de deasă, de nefirească, încât cei de față își auzeau vâjuitul urechilor. Minerva oftă. În concluzie, oamenii mor înainte de a apuca să vorbească. Maria Dumitrescu se sinucide cu o oră înainte de vizita mea. În aceeași dimineață auzisem pentru prima oară de existența ei. Era ciudat. Al naibii de ciudat ca și faptul că profesorul este avertizat oportun, mi-a confirmat-o despre adevărata mea identitate. Ciudat, ca și toate handicapurile care îi permit adversarului meu din umbră să-mi o înainte, să-mi dejoace planurile, să-mi dea peste cap ancheta. Se comit două crime. Pascu și Mihailă sunt lichidați pentru că se răzvrătesc. Dora Ioachim avertizată? Dispare. Dispare pentru că poate va fi determinată să vorbească. Nu știe mare lucru, ignoră total combinația diplomelor false și asta îi salvează viața. Maria Dumitrescu nu rezistă șantajului. De fapt, așa cum mai ar mai arătat, își ia singură zilele. O face probabil doar cu câteva minute înainte de sosirea lui Gheorghe Anton. Scopul vizitei lui nu lasă loc în Întâmplarea îl scutește de o nouă crimă. Ca și în cazul profesorului care cade fulgera de un atac de cord, doar recunoscându-i silueta. Din fericire a putut fi salvat. Principalul complice a rămas în viață. Serviciile lui Anton, ucigaș, fără scrupule, sunt remunerate. În rest, nu-l interesează altceva decât să respecte cu strictețe dispozițiile primite telefonic de la șef. Același șef care comunică în același mod cu profesorul. După ideea remarcabilă ce a generat toată povestea, găselnița în virtutea căreia necunoscutul reușește să rămână camuflat în mijlocul docililor săi complici, mi se pare performanța cea mai prodigioasă. Este pentru prima oară când se dă o soluție, un antidot justificat ei temeri privind cooperarea în materie de infracțiune. Scadența e rapidă sau întârzie, dar totdeauna implacabilă. Mai devreme ori mai târziu, complicii vor vorbi. Este o axiomă pe care necunoscutul o știe și o apreciază în limitele sale juste. Și atunci întoarce lucrurile cu 80 de grade. Oricum ar fi căutat un atu, de ordin fizic sau moral, care să pecetluiască buzele complicilor cât mai sigur. Dar omul nostru nu-și face iluzii. Profesorul e un bătrân care la urma urmelor n are prea multe de pierdut. Iar Anton, brută primitivă, instincte și pumni, îl poate vinde la o beție oarecare într-o cârciumă sordidă de periferie. Băulung, lung, golind paharul, îi făcu semn lui Dobrescu să-i lumple. Acesta se execută cu gesturi precipitate, emoționat, vărsând apă pe birou. Vru să o șteargă cu Batista, dar Minerva nu-l lăsă. Vedea tulbure. Vlase și procurorul acolo, în fundul încăperii, răsăreau ca două umbre învăluite în ceață. Ceilalți trei stăteau încremeniți în poziții rigide. Necula, cu mâinile agățate de scaun, își repezise capul înainte, puțin oblic, ca și cum ar fi auzit bine doar cu o singură ureche. Luca rămăsese cu țigara neaprinsă între degete. Doar dincă se uita în jur, cu o curiozitate domoală, dar nedisimulată. Există o singură soluție aparent fantezistă. Complicii să nu-l cunoască," Destul de dificil să convingi pe cineva să lucreze pentru tine, să-ți respecte neabătut dispozițiile, dar mai ales să-l determin să ți se supună necondiționat într-o întreprindere plină de riscuri. Și totuși a izbutit. Argumentul material servit concret și cu promptitudine i-a convins atât pe profesor cât și pe Anton. Comunicările se făceau telefonic, necunoscutul sun întotdeauna din oraș, niciodată de acasă, schimbul de materiale, bani acte, informațiile inginerilor care ridică un fond cele mai mari dificultăți, insurmontabile la prima vedere, totul se realiza prin intermediul unor cutii oarbe. Erau patru, răspândite în diverse puncte ale Bucureștiului, toate oferind posibilitatea ca un obiect depus într-un anumit loc să fie ridicat de necunoscut din același loc, folosind însă altă cale de acces clătină capul pe gânduri, lipindu-și paharul rece de obraz. Lucrurile puteau merge astfel la infinit, o mașinărie extrem de bine pusă la punct, dar ca totdeauna erori infinite zimale, năruie și considerate până atunci invulnerabile. Printre altele s-a comis una capitală. Documentele false erau întocmite la o mașină de scris Remington. Realizând primejdia, s-a grăbit să se descotorosească de ea. Am găsit-o. Experții noștri au căutat în zadar urme, dar au avut o idee. Derulând cu atenție panglica de tuș, au descoperit o amprentă. A fost o mică neglijență din partea necunoscutului care a atins-o cândva inconștient. Băieți, o studiază acum. Înseamnă că, început procurorul, înseamnă că peste puțin timp îi voi cunoaște în sfârșit identitatea și cu asta suspendăm ședința. Încercă să se ridice ajutată de Dobrescu. Vlase, năucit parcă de cele rel relatate, o luă datoritor de celălalt braț. Vă însoțesc până acasă, îi mașina jos. N-am liniște până nu vă văd în pat. Nu! Făcu încăpățânată Minerva. Mă conduce Dobrescu. Luca, Dincă și Necula așteptau nedeciși lângă ușă. Traducătorul se interesă cu aplom. Putem pleca? Puteți, la o adică știu eu unde să vă găsesc. Dobrescu deschise ușa, ochii îi scăpărau, întrebă în șoaptă groasă, făcându-i pe toți ceilalți să se întoarcă. Și totuși, pe cine bănuiți? Pentru că bănuiți pe cineva. Am convingerea chiar că știți. Minerva așteptă ca Luca, Dincă și Necula să se îndepărteze, spuse. Necunoscutul s-a aflat în biroul meu. Adăugă sarcastic. Mănăstire într-un picior? Capitolul 20. Erori. Mașina aluneca în noapte ca o nălucă pe străzile pustii. Uite-te pe geamul din spate. Spuse Minerva cu nasul și bărbia înfundate în gulerul ridicat al hainei. Acum îi era frig, din ce în ce mai frig. Ținea maxilarele încleștate, încercând să-și stăpânească clănțănitul dinților. Se vede ceva? Nu. Spune-i șoferului să întoarcă pe linia lui 31. Trebuie să ajungem în piața Confederației. Nu mergeți acasă? A, facem o vizită. Locotenentul a avut impresia că n-a auzit bine. Ori poate Minerva delira. O vizită? La două noaptea? Opriră pe alea Alexandru. Aici, spuse scurt Minerva, în fața unui restaurant de cartier. Rămase cu privirea țintită înainte spre o vilă elegantă, în stil florentin. Ce facem?" întrebă Dobrescu. Nimic. Așteptăm." La ferestrele parterului, lumina străbătea subțire de după draperiile grele. Într-un târziu, se stinse. Acum putem merge." Șopti Minerva. Ieșiră din mașină și urcară cele câteva trepte de la intrare. Ai arma la tine?" Bineînțeles. Rămâi lipide de zid să nu te vadă." Cine?" Baba Cloanța." Scrie subsonerie Și chicoti. Total deconcertat, Locotenentul încercă să descifreze cartea de vizită. Nu mai a avut timp. Ușa se deschise brusc. În prag apăru o siluetă subțire, purtând o valiză mică din scai negru. Dobrescu își stăpâni reflex exclamația. El era? Minerva a făcut un pas înainte, sprijinindu-se cu cotul de zid. Bună seara, doctore! Dobrescu rămăsese încremenit în picioare, stană de piatră, pendulându-și privirile de la unul la celălalt. Stai jos, tinerei, să o obosești. Vlase îi indică un fotoliu de piele, completă zâmbind amabil. N-am de gând să fug, de altfel mi-ar fi și imposibil. Bănuiesc că un regiment întreg mișun acum în fază în jurul casei. Dar aveai de gând să o faci, observă Minerva. Firește, instinctul de conservare e ultimul care îl abandonează pe individ. Pier odată cu noi. S-ar părea că dumneata nu l-ai avut în suficientă măsură. Medicul râse. Vă gândiți la toată povestea asta? Singur ați demonstrat aseară eficacitatea măsurilor mele de precauție. Morala? Nu ești niciodată îndeajuns de prevăzător. Locotenentul nu-l slăbea din ochi. Îl uimea dezinvoltura personajului, nonșalanța conversației amabile, ca și cum ar fi discutat lucruri indiferente, drăguțe și banale cu amici veniți în vizită, modul impecabil, desăvârșit cu care își turna whisky. Gesticula discret, ca un om bine crescut, zâmbea fermecător. De ce ai făcut-o, Vlase?" Sunteți un om inteligent. Ce înseamnă de ce ai făcut-o? V-aș putea întreba la rândul meu de ce n-ați făcut-o dumneavoastră, ori de ce procentul cutare de indivizi comit fapte reprobabile în timp ce ceilalți își văd de treabă. Știi foarte bine că sunt anumite cauze care generează fenomenul infracțional. Restul rămân speculații. Vă înșelați îmi expuneți punctul de vedere oficial pe care îl recităm din școală. După mine, eronat, răul există în noi, ca dovadă dintr-o mie de inși care vor mașină, fură numai unul. Condițiile materiale sunt aceleași, dar reacția variază de la un individ la altul în funcție de acel germene despre care vă povesteam. Amintiți-vă câți din oamenii trecuți prin mâinile dumneavoastră au sfidat legea mânați efectiv de nevoie. Îmi faci teoria răului prin predestinare?" De ce nu? Este punctul meu de vedere. Adică ai simțit așa o necesitate în organism să ucizi, să șantajezi, să devii trădător? Pardon! Deși amănuntul nu mai prezintă din punctul meu de vedere importanță, trădare de patrie n-am făcut. Vreau să spun că n-am transmis informațiile obținute. Sunt toate aici în valiză. N-ai făcut-o încă. Dar acesta era scopul. Deci tot acolo ajungeai. Cui trebuia să-i predai materialele? Nu știu, puteți să mă crede sau nu, cum vreți. Toată întreprinderea a fost concepută pe principiu camuflării absolute a participanților. Nu includea ei simpli executanți ca Anton sau chiar profesorul. Banii mi se expediau prin poștă la diferite oficii din București sau provincie. Marfa, informațiile obținute, trebuia depusă în intervalul de la 15 pe la 20 mai, orice zi mi-ar fi convenit în spatele oglinzii din ascensorul principal al magazinului Universal. N-ar fi fost dificil o simpla care a degetelor. Fotogramele au intrat într-un etui mai mic decât un baston de ruj, adăugă cu ironie amabilă. Cum eu mă voi afla în imposibilitate fizică, desigur, oficiul îl veți face, dumneavoastră. Da, medită Minerva. Sute de persoane circulă zilnic cu liftul. Pentru un funcționar al magazinului, ridicarea materialului ar fi reprezentată o jucărie. Deși cu o celulă fotoelectrică, dar asta presupune multe. Arestarea lui Vlase, securitatea avertizată, iar cei care lansaseră formula ascensorului considerau probabil că au posibilitatea să repereze instalarea unui aparataj special. Găselnița mi se pare mai puțin ingenioasă, mai vulnerabilă decât cele pe care le născot și seși dumneata. Vlase râse. Odată prins și secretul ascunzătorilor descoperit, n-a avea sens să mă mai complic. Ați fi știut deja lecția. S-a introdus pe deasupra, se scoate pe dedesubt. Cum ai fost racolat? Simplu și elegant. Acum cinci ani îmi petreceam concediu pe litoral, la Eforie Nord, pe plajă. Cunoașteți plaja de la Belona în plin sezon? M-am prietenic cu niște străini. Ce naționalitate aveau? Nu aș putea să vă spun. Vorbeau curent mai multe limbi, iar numele în astfel de ocazii nu înseamnă nimic. În orice caz, lucrurile s-au desfășurat fără ostentație. Un foc, o țigară străină, câteva glume, jocuri amuzante pe nisip cu discul de cauciu corbile colorate. Aveau tot felul de drăcii la ei. A doua zi ne-am reîntâlnit, de asta dată seara pe faleză. Cineva a propus o partidă de poker. Din nou, totul părea firesc și întâmplător. O manieră agreabilă de a pierde timpul. S-au cumpărat trei sticle de whisky. Zâmbi. Johnny Walker. Partida a avut loc în camera lor. Hotel Jupiter lângă gară. Am băut mult. Sec, ca și ei. Pe la 11 pierdeam 15.000 de lei. Am cerut un răgaz de 48 de ore să-mi achid datoria. Când am să vând ceva, în sfârșit, au început să râdă, nu le venea să creadă. E o sumă atât de mare? N-aveau de gând să primească niciun ban. A fost o joacă, un divertisment. Mi-au băgat cu sila în buzunar banii lichizi pe care îi pierdusem. Vreo patru mii. Mă simțeam îngrozitor de prost. Jucau mai mult decât fair play. Au acceptat în cele din urmă, după insistențe penibile din partea mea, să plătesc o consumație la cabaretul Potcoava de Aur. Atunci, după două sticle de bourbon, mi-au făcut propunerea. Cu totul amical. Bani contra unor secrete cu caracter economic. Mi s-a lăsat timp la dispoziție ca să pot pune pe roate întreprinderea. Doi, trei, patru ani. Chiar în seara aceea mi-au mânat în toaleta cabaretului șaptezeci de mii de lei. Credeam că visez. Ei mi-au sugerat ideea diplomelor false. În momentul în care aș fi început să recoltez, urma să le dau de știre. Cum? Trebuia să iau într-o seară masa la Lido, însoțit de două femei blonde. Atât. Dacă n-aș fi primit un telefon în dimineața imediat următoare, aș fi repetat mișcarea după o săptămână. Am fost însă sunat chiar la prima tentativă. O femeie sau un bărbat? O femeie foarte laconică. Mi-a transmis chestia cu ascensorul de la Universal și a închis. Ai mai primit și alți bani? De trei ori, în total cam 200 de mii. Să vă torn puțin whisky, arătați rău, să vă întremeze. Vlase, vlase, îți imaginez că dacă mor eu, totul se rezolvă. Adică pleci cu Orient Expressul condus la gară de neamur și colegi în gingaș frutura de batiste. Nici de cum de altfel v-am simpatizat totdeauna. Chiar și atunci când mi-am dat seama că am de-a face cu un ofițer de securitate. Surâse. Nu, n-a scomis nicio gafă care să vă desconspire. Atunci? E indiferent de abilitatea manevrelor mele, nu mi-era îngăduit să sper că o acțiune de o asemenea învergură durând de atâta vreme este ignorată de securitate. Logic și intuitiv, dumneavoastră nu puteați reprezenta poliția, un anchetator care cercetează niște crime oarecare. În cel mai bun caz, îmi închipuia încă probabil camuflați pe altcineva la curent cu dedesubturile afacerii. Atunci, ce-a fost chestia cu pilulele pe care mi le-ai oferit astă seară? Sau ți s-a părut că n-am probe suficiente contra dumitale? Trebuia să mai adaug și o tentativă de crimă? A, cu două ore, ori două săptămâni, era altceva dar amprenta odată detectată pe panglica mașinii de scris îmi răpește orice șansă. Voi ește ministerul, probabil. Pariez că numai despre asta se discută acum. Așadar, puteți să vă serviți fără grijă. Rămase un timp pe gânduri, apoi relua cu un zâmbet amar. Și totuși, ce ghinion stupid! O combinație superbă care cade din cauza unui amănunt idiot. Dacă treaba te consolează, am să-ți comunică, n-a fost unica eroare. În ochii lui Vlase se aprinse un licăr de surpriză. Interesant! Ai greșit în primul rând ne disimulându ți adresa, vreau să spun, siguranța și eficacitatea cu care îmi puneai bețe în roate. Parcă cineva ți-ar fi șoptit mereu ce intenționam să fac. Inerent am început să mă gândesc la cei din anturajul meu, din imediata mea apropiere, la cei cu care lucrez. Dintr-o dată, cercul de investigații s-a redus simțitor. Ai greșit sugerând un personal piste false. Prea asemănă cu Dincă portretul făcut necunoscutului care te-a acostat la poarta Institutului Medico-Legal. Dincă, Dincă, Luca și Necula nu v-au derutat. Bineînțeles, calculul a fost exact. Știai că în momentul scadenței când intervenea șantajul vei întâmpina unele refuzuri, așa cum de altfel s-a și întâmplat. Oamenii aceștia urmau să ducă cu ei în mormânt secretul. Pentru a-i deruta pe anchetator, ți pregăti din timp trei piste false adaptabile, din că Luca și necula, conferau prin însă și existența lor dezordonată, alimentată pe undeva și de năstrușnicul testament al lui Tase, un teren propice. Le-a scos o în cale pe Dora Ioachim și, după câteva zile, candi sau numai îndrăgostiți, toți trei purtau fericiți cea mai infamă zgardă. Femeia aceea superbă a acceptat toate compromisurile pentru câteva mii de lei, strecurate după fiecare ispravă evident, habar nu avea ce urmărești îndemnând o să intre în viața celor doi ingineri și a trioletului de bețivani. I-ai cerut să dispară. Lui Necula era teamă să facă confesiuni de groază să nu-l înhați plecând de la ideea răzbunării. Mai ales că pascu murise la câțiva metri doar. Cu ceilalți a fost simplu. Certificatul strecurat în rama tabloului din odaia lui Luca, oficiul a făcut Dora Ioachim, o carte cu dedicație fără dubiu, lăsată tot de ea la dincă, având grijă prin lipsa hârtiei albastre, să o detectez repede, cam prea repede. Pascu locuia în apropierea instituției noastre din Rahova. La ore imposibile, Dora Ioachim le dă întâlnirea micilor în trei puncte diferite, dar masa tot toate în apropierea restaurantului Cluj. De fapt, Dora acționa ca un element de sudură. Tot ea a fixat întâlnirii lui Dincă, Luca și Necula pe Vâlcei, unde urma să fie asasina Mihailă. Din păcate, am înțeles ceva mai târziu trucul. Când am vrut să o iau la întrebări comiți în greșeală la să o convoc pentru a doua zi dimineața, chiar în fața dumitale la morgă, a dispărut confirmând mi temerile. Da, ideea camuflajului în spatele celor trei n-a fost rea. Dubioși până în vârful unghilor, prinși în clește de un concurs nefast de împrejurări, al cărui autor erai dumneata. Se zbăteau ca niște insecte, ținând a nevoie piept anchetei în care începusem să mă încurc și eu. Dincă, instruit, fin, voit, enigmatic, Faci o pasiune idioată pentru Dora. Intuiesc că a fost formula sub care l-ai ademenit la locuința profesorului odată descoperit. I-ai făgăduit probabil divulgarea unor amănunte privitoare la arestarea ei, nu? Cam așa ceva. Știa încă îl supravegheați. Împlică-i strecura sem și cheia sub pretextul că acela care îi va dez dezvălui taina este țintuit la pat. Profesorul, instruit de mine, i-a înșirat niște baliverne de circumstanță l bine și pe Necula. Superficial, laș, fără caracter. Dispunem plus de o colecție de superstiții stupide care ne mână pe piste ridicole. Nu îmi puteam imagina totuși că un om de vârsta lui e în stare să-și piardă vremea cu lanțul Sfântului Anton. Și iată ne urmărind aiurea, o cucoană în sacoșa căreia nimerește unul din bilețele, luând fiind la întrebări pe un tip căzut din cer, destinatarul altui bilet și așa mai departe. Recunoaște că treaba asta depăși până și așteptările tale. Vlase râse. Bietul necula. De Luca, ce să mai vorbim? Dobrescu o privea stupefiat. Minerva își regăsise vioiciunea, vechiul tempo. Poate vorbea mai repede, mai sacadat, cu suflu greoi, dar forțe proaspete păreau să o anime. Pomeneați înainte de alte erori, vă mărturisesc că sunt curios. Nu-mi pot da seama unde anume am ratat. La moartea Mariei Dumitrescu am două bândi certitudinea că dumneata ești omul din umbră. Ai făcut două greșeli. Prima, la sugestia mea și a lui Ștefănescu că femeia o fi a pe canapea și că deci moartea o surprinsese dormind, ai râs. Îți reproduc textual vorbele. Ei, bravo, a adormit la 7.30 seara și cu ușile vraiște. n avei de unde să știi cum intrasem eu. Mai exact că găsisem ușa deschisă. Ți-o spusese probabil Anton care m-a văzut. Dar să zicem că ai fi putut-o nu știu de unde. Aș fi rămas pe gânduri, însă o concluzie fermă nu puteam trage. Gafa mare, ai făcut-o la plecare. La plecare? Da. Dacă ți amintești, te am încuiat în față cu zăvorul pe dinăuntru, părăsind locuința pe ușa de servici, care dă pe o terasă. Afară era beznă. N-am văzut treapta înaltă și am călcat în gol, gata să cad. De fapt, am căzut aproape. La fel a pățit și Ștefănescu. Incidentul nu s-a petrecut și cu dumneata. Vreau să spun că ai pășit avertizat ca unul care știa că trebuie să coboare o treaptă, ca unul care cunoștea imobilul. Studiai totdeauna cu atenție locurile unde urma să acționeze Anton pentru a-i putea pune la dispoziție date cât mai complete. Nu te-ai îndoi nicio clipă de cretinismul lui. Ta da, apropo, pentru că tot încheiem conturile. Ce era cu individa ascunsă în locuința profesorului? Nefericita aia?" O divinizează, o iubește cu mila aceea care sfârte inima, cu dragostea dureroasă pe care ți-o inspiră infirmitatea și neputința celui îndrăgit. E fică sa. Debilă mental? Nu dintotdeauna. Probabil că acum nu mai pute scoate chiar nimic de la ea. Într-o noapte sunt 15 ani de atunci, întorcându-se beata acasă, frate, s-o a o și -a apoi a fugit din țară. După un timp i-a scris bătrânului din Argentina. Nu i-a răspuns niciodată. Am convingerea că tot ce a făcut a fost din dragoste pentru ea. S-a adune bani suficienți ca să o scutească de mila publică, de azil, de balamuc. În sfârșit, nu știu cum vedea el treaba. Mie mi-a înșirat o poveste de prizonierat, un gen de obsesie de acumulare. Nu minte, a fost ceva și cu chestia asta, dar bănuiesc totul generat. În primul rând, de tragedia ficăsii. Psihiculoman e complex. Altceva? Basta, ia strențele și hai! Unde? nu fă pe Naivu. ai avut cel puțin avantajul că știi ce te așteaptă, cunoști toate operațiile. Ei, asta-i! Doar nu vă imaginați cumva că am să mă las condus după gratis și plimba prin piața publică. Afară, i-vopsi gardul într-un leopardu și pe urmă să trag nădejde în serviciile unei avocat pântecos. Serios? Și cam cum vezi dumneata lucrurile? Doamnă dragă, cu o jucărioară ca asta. Și ridicând mapa de piele de pe birou, arătă un revolver mic cu pat de sidef. Totul se rezolvă lesne, deci să ne luăm rămas bun. În câteva clipe voi călători spre infern. Minerva se ridică în picioare, izbucni. Ești un laș! Omul clătină din cap, zâmbind. Hmm, manii de colecționară. Gândaci, cât mai mulți gândaci fixați cu acul în penitenciare. Hobolul personal... Îmi pare rău doar de mihăiță. Nu-și putu păstra surâsul până la capăt. Apăsă pe trăgaci. Traiectoria fu deviată de intervenția locotenentului care îi răsuci mâna cu o mișcare fulgerătoare. Glontele perforă tavanul. Fire de tencuială se împrăștiară prin încăpere. Ușa se deschise. Pătrunse înăuntru doi ofițeri îmbrăcați în civil. Luați-l, dispuse Minerva. Rămase apoi cu ochii ațintiți în gol. Cine e Mihăiță? Șopti târziu Dobrescu. Fiul său, dar minte, a amințit. Dacă îi părea rău, dacă s-ar fi gândit la el, făcu un gest de oboseală și oftă. Hai să mergem! Afară burnița era frig și, deși scuturată de frisoane, pentru câteva clipe Minerva crezu că se simte mai bine. În fața ochilor, imaginea lui Vlase, umbră fantomatică, subțire, se destrăma fâșii, fragmente fizionomice, gura subțire, ochii cețoși, melancolici, obrazul îngust, țâșneau din beznă într-o suită halucinantă de gros planuri. Își aminti de o vacanță la câmpul lung, petrecută cu mătușii sa. Era elevă de liceu pe atunci, a patra, a cincea, se îmbolnăvise de febră tifoidă. Tanti adeptă proaspătă și entuziastă a sistemului yoga, încerca să-i explice că e suficient să facă un efort pentru a-și depăși boala. Bia, tanti Caliopi, toată viața a fost o excentrică. Apropo, Dobrescu, să-i dai un telefon mi Știi numărul, îi spui că sunt pe teren. Își privi ceasornicul. Ora 8, ce azi? Joi? Se crispă. O găsești după 12. Are lecții de persană și profesorul stă tocmai în București noi. Vei să nu sperii. Aș, aș vrea să vă întreb ceva, început timid locotenentul. Bă, nu ies ce, amprenta de pe panglica mașinii de scris. Nu există nicio amprentă, da, Vlase s-a speriat. Și-a imaginat și asta, am și urmărit că o fi atins din neatenție panglica de tuș. Se poate întâmpla oricui un gest inconștient. Și a pierdut siguranța. Vlase, Murmură locotenentul. Cine și-ar fi închipuit? Așa e, cine și-ar fi închipuit? și o altă imagine proaspătă colorată îi răsări din memorie. La șosea, într-o dimineață de primăvară, vlase, siluetă grațioasă și fragilă, ținând de mână un băiețel slăbuț cu figură matură. Ce stupid! Nevastă sa, actrița impozantă și planturoasă ca o catedrală, îl părăsise pentru că îi se păruse prea moale. Hm, prea moale! ce e asta?" Întrebă Minerva, oprindu-se speriată. Doi fleșgani îmbrăcați în salopete albastre, alergau cât îi țineau picioarele cu un soi de furcă lungă în mână, prevăzută la capăt cu un laț de sârmă. Cu metră în papuci, încinse cu șorturi înflorate, fugeau țipând, strângându-și căței în brațe, copiii urlau, scheunături disperate vâjâiau, incendiau cartierul. La vreo 20 de metri mai încolo, într-un camion, câini de toate semințiile lătrau cu labele agățate în plasa de sârmă cu ochiuri mari care îi ținea prizonieri. Hingeri, observă locotenentul fără să poată descifra figura palidă, crispată a Minervei. Aceasta șoptin frigurată. Ascultă, Dobrescu, vrei să faci o faptă bună? Ce anume? dă drumul. Poftim? Nu suport să-i văd acolo, spuse găfâind. Pe margine, în stânga-i cârligul, adăugă dulce. Îl dai puțin la o parte și gata, hai, te rog! Dobrescu rămase cu gura căscată. E, e un ordin? Își scutură capul, săcăită de ezitarea locotenentului și spre uimirea acestuia, privind circumspect în stânga și în dreapta, se apropie de camion. Ridică mâna scurt și împinse cârligul cu un aer ce se dorea degajat. Locotenentul, la câțiva metri în urmă, văzu cârdul de animale, un șuvoi fluid revărsându-se din cușcă cu un urlet triumfător. Se auziră râsete și de undeva dintr-o curte răsunară chiar câteva aplauze. Furioși, hingherii se apropiau în fugă. Dobrescule, șopti Minerva peste umăr. Cred că e timpul să o ștergem. Își continuară drumul cu pași anonimi de plimbare, admirând peisajul hibernal. La ferestre, Florile de gheață își destrămau petalele în picături lungi. Și aici se încheie cartea a doua din seria Minerva Tutovan, Omul de la capătul firului. O întâmplare a făcut ca să avem ultima parte în ultima zi a anului, iar din data de 1 ianuarie 2023 să începem o carte nouă cartea care se, care va începe pe data de 1 ianuarie este cartea cu numărul 3 și se numește Minerva se dezlănțuie. Vreau să vă mulțumesc pentru uh, timpul pe care îl petreceți alături de mine, vreau să vă mulțumesc pentru bunătatea cu care m-ați primit în viețile dumneavoastră. De foarte multe ori vă spun că mă sensibilizează enorm mesajele pe care mi le lăsați. Și îmi dau așa o stare de bucurie pe care nici măcar. Cred că, de, cred că mi se întâmplă să nu am cuvinte să vă pot mulțumi pentru bucuria pe care o resimt citindu-vă mesajele. Sper din suflet ca anul care vine să fie mult mai bun pentru noi toți, să fim, să fim pur și simplu mai liniștiți, mai sănătoși să reușim să depășim toate grijile, problemele și toate suferințele provocate de acești ultimi ani care într adevăr n-au fost ușor pentru nimeni în niciun colț al lumii. Vreau să cred că începând cu 2023 se spune că este un an karmic, da, dacă însumăm literele ajungem la cifra 7 și din punctul meu de vedere 7 este un număr magic. Vreau să cred că acest an va fi magic pentru noi toți. Vă doresc din nou tot binele din lume și sper din suflet ca și în acest an să-mi fiți alături, să-mi fiți aproape. Este clar că nu mă voi opri din citit, dar abia am prins gustul, ca să zic așa. Vă promit multe surprize începând cu, cu ianuarie. Deja am în lucru mai multe documentare. A durat foarte mult timp să încerc să găsesc o variantă ori să merg doar pe ideea de podcast pentru documentare, pentru că am foarte multe documentare extraordinar de interesante, care sunt ferm convinsă că vă vor face o deosebită plăcere să le ascultați și sunt lucruri interesante, lucruri reale, despre care poate multă lume nu știe. Pe lângă asta vom continua cu cărțile, deci nu vă speriați, în da? fiecare dimineață vom continua, dar vom intercala destul de multe surprize și sper să vă placă, sper să vă facă plăcere în continuare. Vă mulțumesc, mă înclin în fața voastră a tuturor. Ce să vă zic? Mai de multe ori v-am spus, rămân fără cuvinte când văd atâta bunătate, deschidere și cu cât drag m-ați primit în viețile dumneavoastră. Vă mulțumesc, mă onorează toate aceste lucruri și mă împing să, să fiu mai bună, ca să zic așa, și să, să, să mă țin de treabă în continuare. Vă mulțumesc tare mult, să fiți sănătoși, să fiți liniștiți acolo unde sunteți fiecare. Știu că sunteți mulți dintre dumneavoastră care mă ascultați și din alte țări, nu doar din România, dar indiferent în ce loc al, al globului vă aflați, Vă doresc tot binele din lume și cât mai multă sănătate și liniște. Să ne auzim cu bine pe 1 ianuarie. De fapt nu pentru ianuarie, tot astăzi pe 31, acum am realizat pentru că în seara aceasta, astăzi de fapt după amiază, avem prima surpriză pentru anul nou. O carte care încă nu o să vă spun numele, o să vă las să așteptați până la ora 2 ora României când veți vedea care este cartea pentru anul nou. La mulți ani, la mulți ani cu bucurie, cu sănătate și să ne auzim cu bine. Sănătate multă!